Bună, astăzi facem unboxing la acest suc, cum se cheamă? Caribe, ceva de genul, cu struguri și roșii, mi se pare. În fine, nu știu dacă e bun, care și roșii. Și 9 pliculețe de la SpongeBob. 9, adică 9, nu 2. Deci, stați că vi le arăt pe toate chiar acum. Aici. Nu mi-am luat albumul pentru că sunt doar 9 și mai îmi trebuie încă 31, deci da. Așa, hai să vedem. Ok, prima oară o să încep cu acesta. Haide să vedem. Să fie cu noroc. Oh my god! Îl avem pe numărul 34. Se vede? Așa, nu se focalizează numărul, dar e numărul 34. Faimă 90, umor 60, putere 60, talent 90. Hai că e bine. Îl punem aici. Ok, să trecem la următorul. Ok. Acesta este următorul. Sucul îl lăsăm la urmă. Hai să fie primul. Că mi-l trebuie pe primul. Eu nu mă uit. Îl avem pe al 14-lea. E numărul 14. Faimă 100. Mamă, umor 100. Putere 90. Talent 80. Ia uitați. Deșa arată. Ok, deci din câte vedeți, vedeți, nu? E SpongeBob cu melcușorul său și cu Patrick. Ok, o să-l punem și pe el aici. Deocamdată nu avem nicio dublură și asta e bine. Ok, să-l deschidem pe al treilea. Hai să vedem. Faza e că eu dacă le deschid așa cu fața spre voi, eu nu văd ce pică și gen... Da, hai să vedem. Al 20-lea. E numărul 20. Faimă 60. Oh, asta nu prea are faimă. Umor 60. Putere 80. Talent 80. Ia uitați-l. Pe... nu mai știu cum îl chema. Asta care lucrează la Krusty Krabs. În fine, e numărul 20 și nu e dublură. Ok, mai avem 6 pliculețe. Hai să vedem. Acesta. Să vedem. Să fie primul. E al 33-lea. Oh my god, e SpongeBob îndrăgostit. Deci, da. E SpongeBob îndrăgostit. Mă bucur că nu e o dublură. Adică, din aceste pliculețe, parcă îți pică mai rar dubluri decât la Harry Potter de la Lidl. Am postat videoclipul de mai sus, vă puteți uita sau cum vă arată vouă, mai sus sau mai jos. Mai avem 5 pliculețe de deschis. Am deschis 4. Oh my god! Avem numărul 4 și e veverița. E numărul 4, nu pot să cred că nu e o dublură. Hai să vedem. Faimă 90, umor 100, putere 90 și talent 90. O să punem aici. Să trecem mai departe. Așa. Acesta urmează. Mai sunt încă 3. Hai, măcar numărul 1 să pice, dacă nu numărul 2. Oh, numărul 36! Îl avem? Nu îl avem. 36, ia uitați. E SpongeBob cu Patrick care se joacă ceva sau nu știu. Le găsiți la Carrefour acestea, să știți. Sunt foarte cool, eu le-am luat chiar azi. Faimă 60, umor 90, putere 60, talent 90. Uite, așa e pe spate, ceva de genul. Dar vă puteți lua, la fiecare 30 de lei economisiți, primiți un pliculeț. Ok, deci am făcut reclamă într-un fel și hai să trecem la al
Al câtelea? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, al șaptelea. Și mai avem două, pentru că am avut 9. Eu tot credeam că avem 6, dar de fapt aveam 9. Oh, sper să nu fie dublura. E numărul 23! Nu-l avem, e SpongeBob care ascultă muzică. Oh my god, ce drăguțe! Nu pot să cred. Oh my god. Punem aici. Și mai avem încă două pliculețe. Ia uitați-le. Nu mai e nimic aici. Ia uite unde le-am pus. Pe cutia de la Fresh Heads. Dar nu contează. Hai să vedem care îl alegem. Ui. Ăsta a fost ales. Deci ăsta e ultimul. Hai să vedem. Ok, hai să vedem. Hai, te rog să fie numărul 1. Chiar vreau să fie numărul 1. Deci, prima dată zice faimă 100, umor 100, putere 80, talent 80. Eu nu mă uit. Vă arăt doar în spate, nu m-am uitat deloc. Stai. Așa. Deci eu nu mă uit, să se focalizeze. În fine, hai să vedem. Numărul 8! Oh my god, avem numărul 8! Iarăși SpongeBob și cu Patrick, cei mai buni prieteni. Ia uitați ce drăguț e cu fundal verde, că nu mai știu română, era să zic green. Ok, să trecem și la ultimul, care sper să fie, nu primul, măcar al doilea să fie. Ignorați asta. În fine, hai să vedem. Ok, hai te rog să fie cu noroc. Nu mă uit. Ăsta-i spatele. Faimă 80, umor 90, putere 60, talent 80. Eu nu vă arăt, uite. Adică nu mă uit pe spate, că am palma și gen, nu mă pot uita pe față. Așa, nu se focalizează și e momentul adevărului. E numărul 30! E numărul 30 și nu-l avem. E Patrick, care picurge salivă din gură sau ce se întâmplă cu el. Nu înțeleg. Ia uitați aici. Oh my god, nu pot să cred că am finalizat cele 9 pliculețe fără nicio dublură. Am deschis 9 pliculețe și nu mi-a picat nicio dublură. Oh my god, uitați-vă. Aici. Nici o dublură. Vedeți voi vreo dublură? Eu nu văd. Nu e nicio dublură. Ok, și la final v-am spus, nu am uitat de sucul cu struguri și roșii. Hai să vedem. Deci are roșii, l-am ales la întâmplare. N-am vrut să-mi iau cu Coca-Cola cu cireșe. Adică era unul cu cola și cu cireșe. Pentru că, na, e și seară, e ora 9:30 când filmez. Deci, uitați-vă. Nu știu dacă se vede bine ceasul. O să mă uit eu după pe video, stați calmi. Și da, e 9:30 apropo și haideți să-l desfacem. Hai să văd dacă pot să-l desfac, că eu am eu sunt puțin dușmană cu cheile de la sucuri. Nu mai sunt dușmană cu cheile de la sucuri. Am reușit. Oh my god. De mirosit miroase extrem de bine. Ia uitați, l-am desfăcut. Cu puterea mea. Hai să vedem. Efectiv e plin până sus. De-abia un milimetru dacă e fără suc. Dar haideți să îl încercăm. Oh my god. Hai să vedem. Oh my god. Deci am foarte mari emoții. Pentru că are și roșii și eu nu mă prea împac cu roșiile, să zicem. Și gen, da. Deci e cu bule și haideți să vedem. Acum o să iau o gură să vedem dacă e bun. Nu știam că o să fie atât de bun. Frate, zici că e must cu 1% zahăr. Zici că e must cu zahăr. Și cu, nu știu ce, pe bune, zici că e Fanta cu struguri.
Gata, am găsit gustul. Fanta cu struguri. Pe bune. E Fanta cu struguri direct. Ce să mai... Și a mai costat și un leu și ceva. Deci dacă mergeți la Penny și vă luați un suc la doză. Dacă vreți să vă luați un suc la doză. Eu vă recomand Caribe. Acesta. Să-l găsiți aici cu frunze pe sus și roșu așa. Pe care scrie aromă de struguri roșii. Struguri roșii sau struguri și roșii. Cred că struguri roșii. Nu știu, dacă m-am încurcat eu că am spus struguri și roșii, de fapt, poate erau struguri roșii. Nu știu, și pe față și pe spate scrie același lucru. Să vă luați Caribe, pentru că e foarte bun și e un fel de copie de Fanta cu struguri. Efectiv, e atât de bun. Și are și bule. Dacă vreți, vă puteți lua. Eu chiar vi-l recomand. E foarte bun. Și o să vă arăt și colecția mea de la Harry Potter în videoclipul anterior. Deci da, să știți că îi dau nota 10 din 10 pentru că e foarte bun și aromat. Și...